Jumătate de zi de negocieri fără niciun rezultat concret pe tema încheierii contractelor de furnizare a serviciilor de apă și canal la Pașcani. Astăzi o delegație de la Apa Vital Iași s-a întâlnit cu primarul municipiului pentru a discuta această problemă. Edilul Pășcănean spune că a obținut garanții ca apa să nu fie întreruptă până când această problemă nu va fi rezolvată. Mai am discutat și o serie de probleme legate de contractele care trebuie încheiate de către locatarii care locuiesc la bloc. Deci aici e problemă, că în rest cu persoanele juridice, cu cetățenii care locuiesc la imobile, la case, nu este nicio problemă, acolo se încheie contracte, aici e o problemă, nefiind organizați în asociații de proprietari. Îngrijorați de această situație, zeci de pășcăneni s-au adunat astăzi în fața primăriei. Ei au cerut administrației locale să impună operatorului Ieșean încheierea de contracte individuale pentru furnizarea apei fără alte condiții. Murim problema delegării serviciului către Apa Vital Iași. Sper că rezultatele vor fi bune. Sunt unul din cei care am inițiat proiectul de hotărâri pentru anularea hotărârilor 71 și 72. Avem peste 5.000 de semnături. Trebuia să depun documentația toată astăzi la secretarul primăriei, dar având în vedere că cetățenii au solicitat să prelungim pentru a se strânge mai multe semnături, asta va rămâne într-o perioadă ulterioară. După negocieri, primarul Pantazi a spus că Apa Vital S.A. a respins categoric încheierea de contracte individuale la bloc, în condițiile actuale sau cu apometre pe casa scărilor, pe motiv că își pierde licența de funcționare. Sigur, nimeni nu-și asumă responsabilitatea de a semna contractul pentru a avea acea interfață între Apa Vital și locatar. Sigur, am abordat subiectul și am înaintat propunerea de a încheia contracte individuale, să vedem în ce măsură se poate concretiza, să vedem și legislația, dacă ne permite. Propunerea primarului va fi discutată și mâine în cadrul ședinței Consiliului Director al Asociației Județene de Apă și Canal Iași. Dacă nu va fi aprobată, singura variantă va fi scoaterea apometrelor pe scara blocului. Investiția urmând să fie făcută de Apa Vital Iași. Aștem Prest Servapa, au avut contracte individuale, dar în afara cadrului legal. Dacă luăm și analizăm regulamentul pe care l-a avut Apa Vital, o să vedeți că aceste contracte erau în afara legii. Regulamentul și legea prevede că se pot încheia convenții, dar nu exclude contractul încheiat la nivelul unde se separă proprietatea, deci de proprietatea publică de proprietatea privată. De fapt, ăla este contractul care se încheie între furnizorul de utilități și beneficiar. Tot astăzi au avut loc negocieri dure între noul operator și societatea Rompac Pașcani, la care a participat și primarul Dumitru Pantazi. A fost o întâlnire la PAC Maia cu conducerea Apa Vital și conducerea PAC Maia vis-a-vis de contractul de furnizare a apei și de iepurare. Sigur, pe seama contractului s-a luat capitol cu capitol, punct cu punct, unde au fost lucruri neclare. Cred că s-au clarificat și urmează ca în timpul cel mai scurt posibil să încheie contractul PAC Maia cu Apa Vital. Problemele au apărut deoarece stația de epurare preia apele industriale ale societății cu o concentrație mai mare decât cea admisă de normele de mediu. Pantazi spune că dacă apele deversate în sire vor depăși acești parametri, atunci operatorul care va exploata stația de epurare va primi sancțiuni dure de la Apele Române.